frustrare, anxietate și depresie din cauza sindromului de tunel carpian? Da, din păcate. Cum se ajunge la asta? Din cauza agravării simptomelor și apariției durerilor de mână pe timpul nopții, în ciuda diverselor tratamente care nu ajung la rezultatul dorit. După apariția simptomelor primare, care constau în amorțeli în mână, furnicături la degete, durere de mână sau slăbirea forței mână, este firesc ca persoana în suferință să caute pe internet, să întrebe și să ceară sfaturi pentru a găsi soluții la disconfortul creat de afecțiune. Din relatările pacienților care ajung la Vita Clinic, copleșiți de încercările ratate, am identificat o situație prezentă la prea mulți pacienți. Există pe internet o listă de tratamente graduale care se recomandă frecvent a fi încercate pentru sindromul de tunel carpian. Spre exemplu, schimbări ale stilului de viață și ocupației, tratament medicamentos, fiziokinetoterapie și ortezare, infiltrații, intervenție chirurgicală de decompresie a nervului median. Dar, atenție, aici apare problema. Această recomandare graduală este de fapt un tratament pe încercate. Este cea mai frecventă eroare. Să-mi scrieți în comentariu dacă ați auzit expresia "Hai să încercăm și tratamentul X și dacă nu merge, încercăm și Y." De ce este eroare? Deoarece lipsește confirmarea diagnosticului și stadializarea. Într-adevăr, stadializarea afecțiunii necesită experiență, dar este singura cale care poate ghida spre un tratament eficient. Modalitatea de tratament trebuie aleasă în funcție de stadiul în care se află afecțiunea în momentul în care este descoperită. Tratarea sindromului de tunel carpian pe încercate poate avea un impact negativ asupra afecțiunii, cât și asupra stării mentale și emoționale a pacientului. De regulă, duce la agravarea simptomelor de bază, precum și la apariția altor simptome mult mai grave. Amorțeli care te trezesc frecvent noaptea din somn, dureri de mâini care se agravează pe timpul nopții, chiar arsuri la nivelul palmelor. Scăparea lucrurilor din mână sau chiar o durere profundă, nespecifică, ca o durere de oase, spun pacienții. Mai grav, nervul median, rămânând strivit, se deteriorează uneori chiar irreversibil. Astfel, prin lipsa rezultatelor după tratamente inadecvate, se poate ajunge la pierderea speranței că boala mai poate fi tratată. Soluția: evită tratamentele pe încercate și alege specialistul potrivit care are expertiză în evaluarea și stabilirea unui plan de tratament eficient în sindromul de tunel carpian și afecțiunile mâinii. Toate tratamentele enumerate mai sus pot fi utile în tratarea unui sindrom de tunel carpian, însă depinde de stadiul în care se află boala. Dacă purtarea unei orteze ajută în cazul bolii în stadiu incipient, ea își pierde eficiența dacă afecțiunea este deja într-un stadiu avansat. Acest principiu se aplică la toate variantele de tratament. Ele trebuie recomandate specific și personalizat, nu pe încercate. Sunt doctorul Vladislav Diebnar și îți doresc inspirație în alegeri, în special atunci când vine vorba despre sănătatea ta. Ai grijă pe mâna cui îți lași mâna.